Ce e nasol, mă? Hai să copieri buni, veniți! Că numai după două ore veniți! Facem ora aici! Ce n-a dat ce-am făcut în piept! Foc. Copilul său. Adică? O fost bat. Copilul său, Bolungu. Da? O copat, auzi ceva, cripit și odată acolo. A pus benzină. O pus benzină. Păi ce v-a supărat? Da, știi în corhazul că-i Bolungu, că trebuie să-l duc acolo, miliția ta numele ca afară. Și cine mai stătea în casa aia? Da. Să ne uitam la film, n-am știut nimic, nu m-am văzut că arde. Dar ce zici, se vede fântânării, mere cam. V-ați speriat când ați suflat în arde? Arde mine, domne, că am fost să murim. N-am și ei cum să-mi scoate. Că mi-a rez dincolo, mă, că nu vrea să se ia. Nașul!
Amenință cu cetrin în cap. Și ce zici, de ce le-a făcut? Să lasă-mi cele acolo. O fi băut spirit, domnișoară. O băut, bea spirit. O băut spirit. O băut spirit. Era cineva în casă. O lua doar asta nimic. Era cineva și în casă. O amenința pe masă. O amenința pe masă că îi dă foc. Și masa atât de obicei că nu-i dă, nu-i dă. Și dintr-o dată e o dat. Du-te tu de acolo. Fiecare zi o amenință pe măsa cu cuțuțe, cu focuri, o amenință pe măsa. Săraca bătrâna și-o cica săraca jos. Și beteagă, nu de mult o adus-o din spital. Așa. Eu mă duc să vă vorbească. Într-o dimineață, dimineața la 6 este apa aici. Ia că dau la porc apă. Un plugăleț. De multe ori mi-e frică să viu după apă, că am porc și animale la casă. Orică stă cu cuțit, orică stă cu bota să-mi dea în cap. De multe ori viu roată de casă. Dacă el inodor, nu pot să viu după apă, numai roată să mă duc pe la colic. Să o găleată de apă, să dau la porc dimineață să mănânce. Vă rog frumos să mă credeți. Dar ce are cu dumneavoastră? Ce cauză? El e handicapat de cap. Și el amenință pe toată lumea. Și oamenii nu are încredere în el că promite și face. Dar am făcut, o mai ars o casă. Jos încolo câtă țigani o mai da foc. Și noi ne chemem că avem copii noi născuți. Nu de mult am sărcinat. Am un copil de 6 luni. Poți să-mi dai un foc la casă. Un copil de 6 luni am născut. Și ne dă foc. Cum o ia casa asta, au putut arde toate colibile. Așa e. Ia, sânul meu e plin de lapte. Și stă dezbrăcat și îmi pula gaură. Și rămâne gol. Vă rog frumos să mă credeți, rămâne gol în fața noastră și își arădică ce nu trebuie. Da, și arată scula. Și arată ce nu trebuie. Cine, mă? Pixul! Și-a arătat pixul, mami? Așa au zis, mamă, hai să te fut! Ne-i zdravită de la mine! Vă rog frumos să mă credeți! Vă rog frumos să mă credeți! Eu am copil de 6 luni la țâță! Vă rog să mă credeți! Ia copilul meu l-a lăsat pe mama de o femeie bătrână de 60 de ani! N-am fost unde să-mi câștig și n-am știut. Și-o cerut de la mine cu țâț. De-am nu i-am dat, că m-am ținut și-o câștig din casă. Duceți-l, oameni buni, ia! Ia mama! Filmați-o pe mama! Filmați-o pe mama! Slavă cu inima, te ziceți, doamne, sunteți mama lui. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă? Câte ori am dat după saloare și poliție să-l ducă? Nu mai vin! Nu mai vin, că poliția îl duce până unde duce și dă drumul! După Baia Spiață, îi dă drumul! Da! Au spus că îmi dă foc la casă, dar cine și-o dat seama? Dar pe ce? Întrebați pe el! Mai au dat cu dată! Dar mai dat foc la locuințe aici? Doamne, că nu mă fi că... Femeia-i pocăită! Vă rog frumos să nu dați atâtea vedere că eu ordesc! Da, bine! Dar vă rog foarte frumos, duceți-l să nu mai vedem în veci. Eu nu mai vin ca mamă, tata a divorțat din cauza asta, am divorțat de tata lor, că nu mai am vins cu el. Am rămas singur, acum eu am făcut de un accident vasculare, sunt bolnavă, sunt mai de capul meu. O rămas cauza asta. Uite, am fost mamă, acum 5 luni am făcut un accident vascular. Este poliția, nu este poliția. Dacă nu faceți dreptate, vă declar în fața lui Dumnezeu. Eu fac crimă, îl omor cu mâna mea. Eu vă spun în numele lui Iisus. Poliție, filmați-le! Dar duceți-l să nu mai vadă mea femeia asta. Dar acum, bine, în timp de iarnă să mă lasă cu un nou născut de 8 luni. Păi de afară, mă! Fata, am decapat gradul 1! Este copil și fa... Sunt din hainuțele misoasă, fetii mele, am luni să mă duc cine mă îmbracă. Doamne, mereți mie. O dată mai odată sunt aici. Trebuie prișini. O dată, frate meu. Și unde acum? De cât frate meu? Mai au fost aici odată. Am anunțat poliție în oră că am dat mai multe cu de foc și am stins odată la dormeză foc. O lasă la dormeză și plapul mașă. Când o dat foc? Când o dat foc? Să nu bună zi copiii mici. Păi da, cum? Păi poate îmi da și la mine, când dorm noapte, cu copii în casă, cu doi.
Am ți-au copti noapte și nu știi că când de la ăsta e și ăsta la. Păi de noi era vecinii ca să stingem focul, că să ne ajute, ei lua tăți, amândouă, trei, una lângă alta. Unde au fugit? O dat foc și s-au fugit. Unde să-l mai prind am un noapte? Dar câți ani are? 30 de ani are. 29, 30. 30 și ceva. Trebuie să știi că ești mai bătrân. Da, măi, dar da, măi, da, da, 30 de ani are Mihai, 31, cam așa. Casă, sigur, mai bătrân ca el. Mai bătrân ca mine. Mai bătrân și mai bolut. Piroman, domnule, piroman. Legea la Andrei. Să lasă pielea acolo, fața toată lumea. Ce o să faceți, doamna, de acum înainte? Ce să fac? Nu mai mă întrebați că ce să fac, nu ce pot face, spuneți. Am m-a lăsat în drum, m-a lăsat acolo pe acolo. Dacă știți dumneavoastră că ce vrea, ce poate să facă, unde să mă duc dumneavoastră? Un handicapat mai a fost la țigă, că tot să nu trebuie asta. Lăsați dumneavoastră că vă duc la țigă, că ce o să facă dumneavoastră? Ajutați-o, ce să facă? Are o fată handicapată, are o șfânie postăcutată. Asta a fost la comisie. Mai și las la întrebări că ce să fac? Ce să fac? Să rămâi în drum cu noi, să pun păducă de acolo, ia că ne-a mai... Este un copil mic! Ia asta nepotă, ia asta... Ia, uitați-vă! Vă rog frumos, domnișoare! Asta e un copil la protecție! Doamne, e bolnavă! Asta la fel! Asta e un copil... Iobru! Iară 17 ani! Un copil Iobru! O fetiță de Iobru! Dar unde să rămâne? Dacă stă, stă că stă aici la soare, la la Nora, Nora e operată, are schiji în picior, are 7 copii, la unele copii, 9 copii. Ce să facă Nora? Nu să rămâie săraca pe la vecini. Hai să coborâm pe aici. Echipajul de prim ajutor din cadrul detașamentului de pompieri Baia Mare a fost solicitat pentru a interveni la un incendiu împreună cu colegii din detașament. La locul solicitării am găsit o victimă de 54 de ani care a suferit un atac de panică. Pacientul a fost monitorizat și a refuzat transportul la spital. Am fost solicitat să intervenim pentru localizarea și lichidarea unui incendiu aici pe Craica. Ne-am devansat cu două autospeciale, având în vedere faptul că căile de acces spre Craica sunt limitate. Dispozitivul a fost foarte greu de realizat și mulțimea mare de oameni adunată care mai mult ne încurcau ca și cât ajutau. În cele din urmă am reușit să lichidăm incendiul în limitele găsite. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Lovit de fulger în stop. Reale, șocante și necenzurate. Hai este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmeme.ro Mereu primul.